După mai bine de 3 ore de dezbateri, consilierii municipali au reușit să ajungă la un numitor comun, aprobând crearea unui grup de lucru pentru cumpărarea a 100 de autobuze noi, asamblarea 30 de troleibuze și achiziționarea 18 mijloace de transport articulat. Se întâmplă după un vot negativ pe același proiect dat în martie, dar și după ce recent primarii din suburbiile capitalei au semnat un demers, susținut și de primarul general Ion Ceban, prin care au solicitat consilierilor municipali adoptarea unei decizii favorabile pentru a soluționa problema transportului public și achiziționarea de noi troleibuze și autobuze. Tot astăzi a fost confirmată inițiativa primăriei de creare a rețelei de benzi dedicate pentru transportul public, ceea ce înseamnă că, potrivit autorităților municipale, vom avea nu doar autobuze și troleibuze moderne, ci și o organizare mult mai bună a circulației rutiere. În februarie 2019, primăria a cumpărat 31 de autobuze Isuzu în timpul mandatului lui Ruslan Codreanu. În septembrie același an, procurorii au deschis un dosar penal pe acest caz, pe motiv că autobuzele ar proveni din offshore. Valoarea acestor autobuze, pe care primăria a fost obligată să o achite în termen de 30 de zile, s-a ridicat la 80 de milioane de lei, cu aproape 130.000 de euro pentru o singură unitate.